Vă rugăm să vă ridicați, se intonează imnul de stat al României. Cerbețel de hârtie la 9 octombrie 1944 ne-a rugat pentru 50 de ani de întunerii și de eroare. Stalin și Churchill au semnat acordul de procentaj, țara noastră fiind plasată 90% în sfera de influență sovietică. Practic, am fost condamnat și de vest și de est. La 23 ianuarie 1949 s-a înființat miliția sau Direcțiunea Generală a Miliției. Puterea comunistă i-a spus la începutul miliția populară, dar miliția n-a fost deloc populară. Dacă securitatea a fost socotită brațul în armata partidului, miliția a fost scutul de apărare, așa cum se exprima Marin Jean, ministrul adjunct al afacerilor interne, ori un organ puternic al dictaturii proletariatului, cum spune directorul general al miliției, generalul Staicu. În contextul înăbușirii oricărei opoziții și trimiteri în temnița elitei țării, comuniștii sprijiniți de nelipsiții comisari sovietici încadrează și promovează miliții indivizi dintre cei mai îndoielnici. Toți au fost inițiați în tainele inchiziției. Principalul obiectiv al activității miliției în perioada 1949-1964 a fost represiunea. Primul șef al miliției, Pavel Cristescu, se numea de fapt Cleman. Era comunist ilegalist din 1931. Personală în arhivele internului, fost luptător în brigăzile comuniste din Spania. În acțiunea lor de formare a milițienilor și securiștilor, comuniștii trebuiau să găsească creierii virgine în care să introducă noțiuni simple, ușor de asimilat. La școli s-au introdus discipline precum bazele darwinismului și istoria Partidului Comunist Sovietic. Dintre cele 716 cadre de la școlile de miliție de la Cluj, Galați, Blaj, Alexandria, Lugo, Jodobești și Sibiu, în 1951 nu mai era niciun fost polițist. Dar pentru ca miliția să se înființeze, poliția a fost ucisă. Comuniștii au creat miliția peste cadavrul poliției, mai exact al polițiștilor. Așa cum elita politică, militară, intelectuală, demnitarii țării, studenții, preoții au ajuns în temnițe, soarta elitei polițienești a fost aceeași, gulagul și moartea. În august 1944, poliția română trecută prin ororile războiului era o instituție solidă, profesionistă, cu un trecut ce urca până la vremea agiei. În perioada 1944-1949, acest adevărat cincinal negru,
elita polițienească intermedică a fost arestată în totalitate, tot în temniță la Iunt, cu un armă interzisă. O serie de foști polițiști au fost executați sumar sau uciși în timpul anchetelor securității. Unul dintre cei mai cunoscuți și mai temuți polițiști interbelici a fost inspectorul de poliție Vasile Parizianu. După mai mulți ani de detenție, el a fost omorât în anchetă de securiști în 1955, înainte de a fi judecat. Polițiștilor cărora securitatea și procuratura comunistă nu le-a găsit nicio vină pe baza unui simplu denunțul a celor consemnate în documente, au fost internați 2-4 ani în lagăre de muncă silnică. Nu puțini au fost cei care și-au trăit ultimele zile aici. După ieșire din temnițe, mulți dintre foștii polițiști nu s-au mai putut întoarce la petrele lor. Ei au fost dezrădăcinați, surghiuniți, au fost închiși a doua oară. Comisarul ajutor Ovidiu Bălan a murit după 5 ani în lagărul de la Poarta Albă. Avea abia 38 de ani. În colonia de muncă de la Valea Neagră pe insulă, a murit și Grigore Georgescu, cel care muncise în poliția Caraca. Motivul introducerii, polițist. Avea 74 de ani. Polițistul pensionar Ioan Rătescu a murit de foame și bătaie în beciurile de la Făgăraș la 10 octombrie 1951 de debilitate senilă. Fusese șef al siguranței Botoșani și l-au arestat la 74 de ani. A fost unchiul lui Sergiu Nicolaescu. El l-a crescut și a constituit un model pentru marele revizor român. Comisarul a ajuns în pușcăriile comuniste între 1950 și 1964. Licențiat în drept și teologie, chestorul Vasile Dașchevici a fost primul istoric al poliției. A fost cunoscut de Nicolae Iorda, a înființat Muzeul Poliției și revista Pazra. După ce a trecut prin închisorile regimului, a intrat în monahism la Cernica și Căldărușani. Ajuns șef al stației radio din Siguranța Craiova, comisarul Ian Curobu i-a sprijinit pe luptătorii anticomuniști din munții Olteniei. Conducătorul Mișcării Naționale de Rezistență din Oltenie era generalul Ioan Carlaunț. Din mișcare făceau parte părintele Gherasim, starețul mănăstirii Tismana și comisarul Marin Popescu. Unii membri ai mișcării au fost omorâți, alții arestați. Ian Curobu a fost băgat la beci în 1948. Un an mai târziu a primit 20 de ani de temniță grea. Fie fostul deținut politic și membru al mișcării, Radu Ciuceanu, care l-a cunoscut. Spre seara am auzit țipete înfundate și lovituri în reprize succesive. În ecran mi-a apărut apoi imaginea unei ființe târâte fără milă pe dușumea și cetluită pe urmă între scândurile carcerei. Era un bărbat de circa 40 de ani cu părul negru îmbibat de sânge. Îl chinuiseră cumplit. Toată noaptea geletele sale s-au auzit ca respirația unei orci. Ian Curobu a decedat în pușcărie de la Dej la 18 octombrie 1960. Practic, el a fost ținut să moară la capătul a 12 ani de tortură, înfometare, fric și umilințe. Despre o modalitate de eliminare barbară, a relatat în memoriile sale polițistul Valeriu Sasu. Este vorba despre moartea fostului polițist Svetkovici, care în 1952 a fost zidit de viu într-o celulă. În temnița de la Făgăraș, directorul stabilimentului, maiorul Iosif Mravio, era de o cruzime fără seama. Uneori zidea deținuții politici devin într-o celulă de la subsol numită celula morții. Aici, deținutul era prins de un belciug de zid, iar deținuții de drept comun erau puși să zidească cu cărămizi netencuite. Nefericitul agonizat de foame, frig, întuneric și boli. După câteva zile de rămau zidul, unii dintre cei ziniți de vii erau scoși mușcați de șobolani. Într-o zi, când au privit pe fereastra celulei, cadavrul polițistului Svetkovici, piele și os, tocmai era scos în curte. Vă mulțumesc că sunt și eu surprins de, zic eu, obiectivitatea timpului și sper că veți aprecia și curajul, într-o Românie în care lucrurile nu se spun pe mine. Vă mulțumesc, poftesc în alții invitați în prezidiu pentru alocuțiuni. Domnul Mircea Tudor. Principele Șerban Dimitrie Sturza.
maestrul Dan Puric. Preasfințitul Van Lam, episcopul Bucureștiului.